apreciez contribuția pe care a adus-o în toți anii aceștia la formarea slujitorilor păstori în bisericile baptiste, pentru că noi îi vedem și în institut, dar în același timp și a tinerilor care se pregătesc în dublă specializare, în mod special teologie, asistență socială. Apreciem direcția aceasta de dezvoltare pe care, sigur, a împărtășit-o cu colegii lui și din facultate și de la institut în domeniul credinței și culturii, dar și în domeniul identității baptiste, pentru că sunt două din temele majore pe care domnul profesor le-a prezentat astăzi aici, în care suntem convinși că cu pregătirea pe care o are va putea să conducă și alți tineri cercetători în cele domenii, două domenii ale teologiei practice interdisciplinare, așa cum am auzit. Eu cred că o singură întrebare poate că aș vrea să-i pun. Care dintre, doctrinele pe care Barth le abordează în teologia lui ar fi cea mai productivă în acel așa numitul dialog interconfesional? Dacă se gândește la una anume din cele pe care Barth în întreaga lui activitate le-a pentru mine asta e fără îndoială cristologia, pentru că modul în care Barth prezintă revelația lui Dumnezeu în Hristos și implicațiile în definirea Sfintei Treime sunt acceptabile pentru orice confesiune. Lato Molman, al protestant, și-a dezvoltat-o. Apropo, da. Cum se completează, știți? Adică Barth este cu cristologia, Jürgen Molman cu triadologia. Adică sunt lucruri frumoase de care se completează și fac deschideri spre ei. Domnul profesor Ca unul care sunt cel mai fericit pentru evenimentul de astăzi, având în vedere că din ce în ce, datorită vârstei și de putințelor din punctul de vedere medical, e tot mai greu să continuă activitatea, iată că Dumnezeu a purtat de grijă și mulțumim din toată inima și Facultății de Teologie Catolică, pentru colaborarea de care am avut și avem parte, dar că se completează cu încă un cadru didactic la nivelul de conducere de doctorate a fratelui nostru, a colegului Unacio Ian. Și aș vrea numai să fac un foarte, foarte scurt comentariu la ce s-a discutat la tema prezentată și cred că corespunde în toate domeniile în ce privește relațiile, pentru că, repet, am beneficiat de niște relații extraordinare și roadele le putem prezenta și toată lumea le recunoaște din partea noastră și suntem bucuroși, dar cred că trebuie subliniate. Și aceasta dând un exemplu despre care am citit cândva undeva. Se spune că atunci când Germania, în Republica Democrată, a venit, bineînțeles, timpul ca statul să pună stăpânire pe activități, adică când s-a început perioada socialistă și comunistă, se spune că în Germania a răsărit, cel puțin așa am citit eu, pentru bucată bună de vreme, au lăsat spitalele mai departe în mâna bisericilor. Și bineînțeles că unii au ridicat întrebarea și dintr-o parte și din altă parte. De ce ați lăsat spitalele atât de mult în mâna bisericilor? Chiar și din partea credincioșilor și-au pus întrebarea, mai ales având în vedere că statul punea stăpânire pe toate fondurile, pe toate posibilitățile și totuși le-au lăsat spitalele în mare măsură pentru multă vreme în mâinile bisericilor. Și atunci cineva din partea cealaltă, din partea guvernului, a răspuns în felul următor. E adevărat, recunoaștem că dumneavoastră ca biserici nu aveți suficientă capacitate să îndepliniți toate cerințele care sunt tot mai frecvente.
aveți fondurile necesare. Și așa mai departe, toate avantajele care erau scoase în evidență. Însă recunoaștem că în timp ce noi deținem toate acestea și suntem gata să le punem în democrație socialistă la îndemâna poporului, știți teoriile, recunoaștem că e ceva ce noi nu avem și nu le putem da bolnavilor. Și anume, le putem asigura medicamente, le putem asigura materiale de întreținere, tratament, condiții și așa mai departe, însă am constatat că nu le putem da dragoste. Ceea ce voi ați dovedit că le-ați dat dragoste și aceasta este una dintre elementele de bază în domeniul vindecării. De aici concluzia, aș spune. Cred că se potrivește ca un principiu al colaborării, chiar și interconfesional, vorbind în domeniul bisericilor. Adică recunoașterea a limitelor, pentru că toți avem și limite, recunoașterea nevoilor și a posibilităților. Și cred că în sensul acesta se poate dezvolta și în continuare o foarte, foarte bună colaborare. Știi ce îmi lipsește, dar că aproapele meu are, și el știe ce îmi lipsește, dar că eu am, sau știm că în unele privințe cu tare au mai bune posibilități, în alte privințe alții, cred că este unul dintre secretele fericirii colaborări și colaborarea a fericitului succes. Și aceasta doresc mai departe din toată inima. Mulțumim. Cu mulțumiri și recunoștință. Mulțumim, mulțumim. În prelungirea intervenției dumneavoastră, vreau să adaug că în momentul de față, cel mai mare angajator din Germania este Biserica Catolică. Are peste 500.000 de angajați. E cel mai mare angajator din Germania. S-a păstrat. Și ei, într-adevăr, lucrează în domeniul ăsta social, spitale, cum spuneați, orfelinate, case de bătrâni, tot felul. Învățământul universitar la noi de Teslau, avem o colaborare și noi la Alba Iulia cu germenții de acolo, cu catolicii, extraordinară. Și îți domne, și îngrijitoarele, și surorii, spital, toate au, fac școală. Ce să de vedere, foarte bine. Dar vă rog, și dumneavoastră. Mulțumesc mult. Aș vrea să felicit și eu pe domnul profesor Mielu Bunaciu pentru această lucrare deosebită și am o întrebare inspirată într-un fel de întrebări care s-au pus și desigur de expunere. Teza a vorbit despre folosirea teologiei bartiene ca o resursă pentru un model social baptist. Întrebarea ar fi, este această construcție o posibilitate de teologie, o construcție teologică baptistă sau o construcție teologică ecumenică? Păi, cum am încercat să spun, eu nu sunt un mare fan al teologiei confesionale. Cred că teologia este un mod de a vorbi despre Dumnezeu și toți vorbim dintr-o perspectivă confesională, că fiecare vorbim dintr-o parte confesională. Dar cred că, de exemplu, baptiștii nu au un monopol asupra teologiei, știți? Sau părinții bisericii. Sunt părinții bisericii, sunt părinții tuturor. Monopolul este a bisericii în ortodoxie, știți? Asta e interesant. Poftim? Monopolul este a bisericii, nu a teologului. Eu n-am monopol asupra Sfântului Ioan Gură de Aur. Biserica are aici un pic, tot la ecleziologie. Eu v-am spus, da, înțeles, da. Doctrina noastră de bază este libertatea de conștiință. Este, da. Biserica nu poate să spună mie cum vă să... Vă invit acum și într-o lună și pe la, avem un... Dar putem discuta, da, deci. Un pastor... Cred că e baptist, da. Din Moldova. Va susține o teză aici despre conștiință la cardinalul John Harry Newman. Da. Foarte, foarte bine făcută. Da. Deci, eu, normal că în demers, ca să-i răspund colegului meu, demersul acesta vorbesc ca un credincios baptist, ca un teolog baptist. Dar eu sper că învățătura, cum și eu am învățat de la ortodox și de la catolici, și alții pot învăța de la mine, ce e de învățat, dacă e ceva. Da? Venim cu smerenie, că nu știm.
Mulțumim încă o întrebare. Da. Vreau să felicit și eu pe domnul profesor Bunaciu și să menționez faptul că, în speranța că răspunsul va fi unul afirmativ, cred că se creează și premizele a ceea ce domnul Bunaciu a făcut deja și la alte nivele, și anume premizele unei formări a generației tinere și ca vârstă, dar tinere și în ale teologiei, având în vedere că domnul Bunaciu are o pasiune în formarea de tineri, de lideri în cadrul eclezial și în cel teologic, eu însumi fiind unul dintre cei care m-am bucurat de lucrul acesta din partea dumnealui și cred că lucrul ăsta va avea un impact nu doar în familia baptiștilor români și celor din afara, din diasporă, precum și a familiei baptiste la nivel european și de ce nu și în afara ei, având în vedere că se pot face programe și în engleză, dar și a celor scădincioși. Domnul Bunaciu fiind dedicat mai mult ideii de comunitate creștină în Hristos decât baptiștilor doar lor. Și mă gândeam, poate să fac și o remarcă sau să pun o întrebare, mi s-a părut foarte interesant și eu cred că util nu doar lucrul acesta, ci și demersul teologic, orientarea asta, cum spuneați foarte bine, transdisciplinară, foarte relevantă, sociologia adusă împreună cu teologia, o dezvoltare foarte fructuoasă a celor două dimensiuni, cel puțin cele două, că sunt mai multe pe care domnul profesor le-a menționat. Mă întrebam, a fost Barth chiar așa un om înainte de vremuri? El a fost și între vremuri, dar înainte de vremuri, astfel încât teologia lui, deși propune o metanarațiune care ar da, pentru mulți ar fi problematică în contextul ăsta deconstructivismului contemporan. Domnul Bunaciu a refuzat ideea de postmodernism, dar o modernitate târzie, clar că e disputată asta. Chiar Barth e atât de ajută Barth în mod real dezbaterea asta în contextul unui refuz al absoluturilor și o promovare a deconstructivismului. Răspunsul meu este că eu cred că ajută și aici e un punct pe care nu l-am atins, că era mult prea complicat, decât l-am menționat odată în înțelegerea lui Dumnezeu ca nefiind static, Dumnezeu ca și act. De teologii de genul reflecții ulterioare, cum ar fi Eberhard Jungel, ființa lui Dumnezeu este în devenire și existența aceasta a unui actualism care este bazat, care unii l-au acuzat că devine un fel de existențialist, pe care el l-a refuzat. Dar eu cred că acesta este răspunsul la întrebarea aceasta, adevărurilor statice. Eu cred că lumea nu mai... Oamenii cel puțin nu mai înțeleg asta, deci... Și atunci trebuie găsit un mod, și eu cred Barth anticipează modul acesta. Vreau să spun un lucru pe care nu l-am făcut clar. Eu nu cred că un teolog se poate substitui sociologului și n-am niciun demers. Eu nu sunt sociolog. Sunt teolog. Slavă Dumnezeu. Da. Dar cred că poate lucra împreună cu sociologi. Sunt foarte mulți sociologi astăzi. Și demersul ăsta este un demers care solicită și angajamentul sociologului. Și aici e provocarea, că am descoperit că, de fapt, sociologia este un loc unde se ascult foarte mulți oameni cu mari rezerve față de religie, și cu înțelegeri de tipul lui Durkheim. Dar Dumnezeu este și Domnul sociologilor și atunci trebuie și pe ei să-i ducem pe calea cea bună și nu, da, Evanghelia. Sociologia e bună dacă sunt asumate limitele ei. Da. Pentru că e vorba de o știință descriptivă, nu normativă. Așa e. Prin urmare, au și ei nevoie de smerenie. Și au nevoie și ei de smerenie. Dar câteodată, nu, o pieță, știu, în fel. Par atât de convingător, încât în realitate exact așa cum spun. Asta e și în medicină, că era discuția clară, că chirurgul se crede Dumnezeu, Dumnezeu nu se crede chirurg niciodată. Adică și medicina are limitele ei. Chiar dacă lucrăm cu ea, până la urmă, tot Dumnezeu... Da. Ce spunea dumneavoastră, adică exact. Trebuie să fim intertranscriptiv. Științele sunt limitate. Da.